discuții importante, discuții decisive purtate chiar în timpul emisiunii noastre și în timpul celorlalte emisiuni ale noastre din săptămâna aceasta, în privința bugetului. E o discuție tensionată în România, toată lumea vrea, pe toate paliere se doresc bani mulți, nu știu ce au, ce au, dar care înțelege că, bă, banul e ochiul dracului. N-ar mai vrea, mă, Răzvane, ministerile astea și miniștrii ăștia, n-ar mai dori cu atâta ardoare bani. Hai să facem treabă și cu bani puțin, că, că de bani mulți ne-am săturat. Sau cum a fost până acum? Că bănuiesc că așa a fost până acum, nu? De bani mulți? Da. Cu bani mulți? Cu bani mulți ne-am săturat. Da, bine, mai mult la ei, nu la noi, dar... Nu, nu, mă refer noi ca țară. Deci ne-am săturat. Țară, hai să încercăm și cu bani mai puțin. Și-a bogat și noi am să-și pune nimeni. Dar când a fost așa bogat și de ce da. Noi aflăm mereu ultimii tot ce se întâmplă cu finanțele țării? Ei, apropo de finanți, mergem către economie, l-avem pe domnul Claudiu Năsui, care domnul Claudiu Năsui este extrem de ocupat în această perioadă, a solicitat domnului premier Florin Câțu, avem un articol pe Hot News care certifică lucrul acesta, trei adrese semnate începând cu data de 19 ianuarie, numirea a trei persoane în funcție de conducere la Ministerul Economiei. Deci azi, dumneavoastră, am nevoie de aceștia trei. Problema, urgent. Problema e următoare. Dați-mi urgent că e greu fără ei, ministre. Fără ei nu merge, nu funcționează treaba. Deci a fost foarte insistent pe această idee cu domnul Câțu. Câțu, știți cum e, acum face bugetul, e și el. Nu mai e în pielea lui să nu fie. Una dintre aceste persoane este Claudia Florina Prisecaru. Pentru care, să nu ne ferim de cuvinte, pentru care Claudiu Năsui solicită detașarea de la Ministerul Finanțelor. Da. Deci, practic, se dorește această doamnă, e nevoie de doamna aceasta, Prisecaru, la Ministerul Economiei. E mare nevoie de dânsa. Problema este și cu doamna aceasta. Inițial a fost nevoie de dânsa pe post de secretar general, dar nu s-a insistat, domnule, dacă nu e secretar general, e bine și director. Nu, dar ea este o foarte bună și argument. În favoarea dânsei este ideea, domnule, o colaboratoare excepțională. Deci excepțională. Dacă a putut să fie o colaboratoare excepțională a domnului Orlando Teodorovici, dă-ți seama ce colaborări frumoase poate avea cu alți fel de oameni. Dar zice Hot News că a fost extrem de colaboratoare chiar și cu securitatea. Deci aici... Este o acuzație care planează, domnule. Deci este și colaboratoarea lui Teodorovici, este și colaboratoarea securității și acum vrea să fie și colaboratoarea domnului Claudiu Năsui la Ministerul Economiei. De fapt, nu știu dacă vrea dânsa cât vrea el. Că el a insistat cumva, a trimis domnul Câțu, dacă se poate să mă ajute și pe mine, am și o nevoie de doamna aceasta, care este extrem de colaboraționistă. Are necazul acesta. Pe vremuri era rău să fii colaborator al securității. Nu știu, poate s-a schimbat un pic acum sintagma, poate s-a schimbat un pic toată chestiunea. Poate că acum a devenit, domnule, a fost și colaborator al securității, deci o femeie serioasă, o femeie a colaborat cu vechea securitate. S-a adaptat în orice fel de regim, domnule. Nu știu, poate o veste bună, poate acum trebuie privit în sensul ăsta. În urmă cu un an, căci exista doamna Claudia Florina Prisecaru și în urmă cu un an, dar într-o altă conjunctură politică, dar iată, nimic nu se pierde, totul se transformă. În urmă cu un an, Hot News publica următoarea informație. Că doamna Prisecaru, vedeți că uitați, poate găsiți și o fotografie cu dânsa, a fost colaboratoarea securității în perioada comunistă. Păi, normal, când să fii colaborator al securității? Atunci, e mult mai greu să fii colaborator al securității. Poți să fii colaborator al serviciilor secrete. A, pentru securitate trebuia să te grăbești. Era perioada aia. Nu, după 90 n-a mai fost. S-a ales praful. De industrie, de tot. Da. A fost colaboratoare. Decizia nu aparține nici jurnaliștilor de la Hot News, nici gurilor rele, ci Curții de Apel București, față de care avem un respect fără limite, mai multe motive, așa, dar nu e o decizie definitivă. Poate se mai judecă și în alte foruri. Deci în primă instanță a fost colaboratoarea securității și domnul Claudiu Năsui a luat probabil act de această decizie și poate că exact e scris în CV. Domnule, a și colaborat. Deci eu așa văd lucrurile, că altfel nu mă explic. Deci dacă avem această decizie în primă instanță... Tin să cred că a cântărit un pic mai greu faptul că nu e o decizie definitivă. Pare mai degrabă asta te argumentez. Domnule, colaboratorul securității. Sigur? Păi eu nu înțeleg, mă. E o decizie, dar nu e definitivă. Eu nu înțeleg și această stare de neclaritate. Domnule, ce e așa de greu să constați a colaborat sau... Așa. E însărcinată, așa. Păi îți explic, de exemplu, publicația Newsweek. Da. În mai 2019. Scria în felul următor. Pe baza probelor din dosarele aflate în arhiva instituției, cei 11 membri ai colegiului CNSA s-au constatat faptul că Prisecaru a fost colaboratoarea Poliției Police Comuniste, în sensul în care, prin informațiile pe care le-a furnizat, a afectat drepturile și libertățile fundamentale ale unor persoane. Da. Cu alte cuvinte, cei turnați au avut de suferit. Uite că explică pentru orice, de să înțelegi, de la om de bună credință, până la șoșoacă, până la ce vrei, toată lumea poate
să înțeleagă. O să vină o nouă instanță să o spună. Au avut de suferit sau nu prea au avut de suferit? Poate le-a și plăcut suferința. Ea a lucrat în Ministerul Finanțelor din 1993, unde a fost referent până în 98. Aici a fost, uite așa, funcție pe funcție a fost o cârdășie de funcție cu domnul Teodorovici. Păi și nu vin oameni noi, mă, Răzvan, adică stau și mă gândesc, mă uit la domnul nostru. Păi nu, că i-a fost la Ministerul de Finanțe, abia acum o aduce nouță. A, e nou la... pe director pe zona de administrare imobile. Bun, dar funcționează și acest gen de argumentație. Mă gândesc că funcționează, domnule, erau pe vremea, erau profesioniști, domnule. De bine, de rău, erau profesioniști oamenii pe vremea Ceaușescu. Adică poate că, domnule, ca profesionist e impecabil. Da, mai tot. Ea a început activitatea ministerului în 93. Mai și povestea pe acolo ce se întâmplă. Îi place și bârfa. Mai este, mai zicea un alt. Mai cea de unul, mai cea de altul. O să o scoatem din joc doar pentru că a fost a colaborat cu secretarul. Îi plăcea să scrie. Deci îi plăcea scris. Nu știu. De exemplu, acum probabil scrie caiete de sarcine, pentru că avem următoarea informație. Da. Din noiembrie 2019 e la Direcția Generală de Servicii Interne și Achiziții Publice. Opa. Și probabil achizițiile publice de la Ministerul Finanțelor au fost de atâta finețe, rafinament, încât, bă, îmi trebuie și la economia așa. Aș vrea și eu, te uiți cu jind la Ministerul de Finanțe și ai vrea și tu la economia așa ceva. Da. Și probabil întrebarea de, legitimă de orice ministru. Bă, noi de ce nu avem o Claudia Florina Prisecaru declarată într-adevăr de Curtea de Apel și de Colegiul CNSAS colaboratoare a fostei securități, dar atât de grozavă pe achiziții publice. Noi de ce nu avem așa ceva în minister? Da. A achiziționat această colaborare. Deci nu știu, mă gândesc că totuși, bă, poate, nu, mă gândesc, cum știu pe domnul Năsui, mă gândesc, domnul Năsui, dai seama, o persoană nouă venită, poate că i s-a părut că, domnule, e veche, o doamnă cu experiența, a colaborat cu se... Eu mă gândesc că începe să funcționeze ca argument. Că nu-i decizie definitivă. Băi, până la ultima strigare nu iese. Cine s-a pronunțat? Doar colegiul CNSAS, 11 membri, și Curtea de Apel București. A, doar atât? Lasă-mă cu Curtea de Apel, mă. Păi lasă-mă, nu mă, se cu pronunță de apel, sunt cum... Tribunalul Penal Internațional, nu luăm nicio decizie. Că s-a pronunțat domnul Ciolacu, că l-am numit un pic mai devreme. Lasă-l pe domnul Ciolacu. Rămâi eu minister. Vreau să mergem repede la domnul Ciolacu. Mai avem un minister, o numire interesantă. Poți o apariție? Să crezi că ceva mai frumos decât domnul Ciolacu? Mai frumos decât domnul Ciolacu, nu cred, dar hai să ascultăm. Puteți stabiliți dumneavoastră că e ceva mai frumos decât domnul Ciolacu. Aș dori niște imagini când le aveți pregătite, pentru că nu doar asupra doamnei Prisecaru, discuții, da? Cum o cheamă? Prisecaru sau Prisecaru, să-i zicem așa. Prisecaru o și cheamă. Da. Așa, nu doar asupra domniei sale s-a insistat, s-a dorit și o numire pe funcția de secretar de stat, persoana Valentina Saigo, cu Y. Și doamna Saigo, da. Nu știu dacă se pronunce Saigo, Saigo, depinde. Depinde. Când s-a adusă pe funcția de secretar de stat, aș vrea să vă prezentăm. Gata, gata, îmi retrag acuzațiile. Este superioară domnului Ciolacu ca subiect, mă refer. Ca subiect, domnule. Yoga în carantină, doamna Saigo, o rază de soare, o paie de vânt, nu știu că văd de departe, o pală de vânt. O pală de vânt și o sirenă în toată liniștea. Momente emoționante la Bună România cu această doamnă. Foarte, care foarte bună, doamna liniște. Valentina Saigo, pe zona de yoga, da. Excepțională pe zona de yoga, dar stați să o vedeți în funcția de secretar de stat la Ministerul de Finanțe. Stați să o vedeți. Și ca să vă dau doar o mostră, eu nu știu cum vor arăta actele normative de la Ministerul de Finanțe, dar vă spun cum arată postările de Facebook. Să rulăm toate imaginile. Deci dânsa e la finanțe, la economie e la doamna cealaltă, dânsa e la finanțe. Corect. Nu, tot la economie. Tin să-l asociez pe domnul Năsui cu finanțele, că știu că atât de mult și-a dorit ministerul, că mi-e greu să înțeleg cum a ajuns la economie. Tot la economie. Tot la economie. S-au strâns acolo cele două doamne. Ia să vedem. Una colaboratoare de securitate, altă colaboratoare a celor de la yoga. Colaboratoare yoga. Colaboratoare. Am reînvățat să tac, să ascult, să dorm, să stau, să respir, să privesc, să zâmbesc, să mă trezesc, să râd, să aștept, să întârzi, să simt, să gust, să urc, să plâng, să cobor, să înghit, să sorb, să obosesc, să mă odihnesc. Căci asta face o vacanță tihnită. Nu, e foarte bine, adică sunt niște lucruri extraordinare. Îmi place, e poetică, mă. Da. E o prezență poetică. Nu politică, poetică. Poetică. Bun. Aveți și imaginea aia ușor bahică? Când îmbrățișează ca pe un nici copil. Nu mai trebuie, deja mi se pare, suficient. Și pentru că nu era suficient, iată, este și o fină cunoscătoare a băuturilor de calitate. Da, domne, poza nu vă rușinați. De ce să nu ne rușinăm, Răzvan? Că până la urmă... Nu e nicio rușine, rușine domnule. Toată rostui. Lumea mai gustă. Asta e. Ia uite. Hai. Opa. Hai. Asta e. Tot cum mă ține acolo. Bine, n-am asta nicio... nu înseamnă nimic. Nu, împotrivă, chiar vreau să spun asta. Asta e un argument în favoare. Deci păi asta e un argument. Să vă spun că se întâmplă lucruri frumoase în minister. Adică am prezentat o variantă, domnule, colaboratoare a securității și avem și pe doamna aceasta colaboratoare yoga, colaboratoare, uite, în sensul că uite că sunt și vești bune la Ministerul Economiei, ca să nu pare că suntem Singura parte proastă e că pare să numirea ilegală.
Apă n-aibă. Deci am prezentat acum ca să vă, v-am îmbiat la doamna secretar de stat, v-ați bucurat, că domnule, aveți secretar de stat complet, domnule, bine definiția. Și ce să afli că numirea n-ar fi tocmai legală, pentru că articolul 59 din codul administrativ prevede că în activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat potrivit actului normativ de înființare, respectiv de organizare și funcționare a ministerului după caz. Însă, pentru că Ministerul Economiei acum e un minister nou, că s-a spart de energie, da? Deci sunt două ministere. Acest minister condus de domnul Năsoi are nevoie de o hotărâre de guvern, de un HG. Până n-ai HG-ul, n-ai secretari. Da. E, uite cazul aici, un caz atipic. Deși... ai secretarii de stat, dar n-ai hotărârea de guvern. Deși eu, Răzvan, îmi spun sincer, uitându-mă la doamnă și la preocupările sale, aș vedea-o mai degrabă pe zona de energie. Deci uitându-mă la această situație de economie... Energie pozitivă. Energie absolută. Adică, te energizează. Ceva... deci eu mai degrabă pe energie aș pune-o, aș trece-o, decât pe economie. Deci să sesizez, domnul Buzeanu, ce înseamnă bunăvoință, domne. Domne, când vrei cu adevărat, nu te încurci, mă, de un act normativ. Nu te încurci de articolul 59 de birocrația asta nenorocită. Comisia tăia hârtii, chiar dacă acele hârtii reprezintă legi în vigoare. Asta e o curiozitate personală, cum a ajuns Ioghina și specialista în contabilitate, că dânsa e specialistă în contabilitate, multă lume nu știe. Multă lume nu secretar de stat, dacă secretar de stat devii după ce ai hotărât de guvern și în caz de față n-ai hotărât de guvern. Acestea fiind spuse, asta se întâmplă la Ministerul Economiei. Am dat pe tine o veste bună, una proastă, nu știu, depinde, eu așa am văzut-o, că până la toate sunt vești bune. Toate vești bune. Ok, și chiar și, chiar și doamna cu colaborarea. Chiar și veștile proaste sunt vești bune. Sunt vești bune, depinde, trebuie să vezi, asta ne-ar spune doamna cu yoga, ne-ar spune, trebuie să vezi ceva bun în fiecare lucru. E colaboratoarea securității. Da. Declarată ca atare de instanța de judecată, dar decizia nu e definitivă. Deci vezi, asta este. Hai să privim de bine și rău. Partea plină a economiei. Domnul Ciolacu, ne întoarcem la domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu a lansat un, și PSD-ul, el e reprezentat al PSD-ului, au lansat ei acum, PSD-iștii, au lansat un buget paralel. Că vin și spun, domnule, n-aveți bani pentru pensii? Dăm 40% la, să creștem punctul de pensie cu 40%. Cum să n-aveți? Uite atenție, facem noi un buget. Au făcut ei acolo, au încropit, a venit domnul Budăi de acasă și el cu ceva. S-au adunat acolo la masă și au pus fiecare cât a scăs, a putut. Foarte activ domnul de la Cluj, l-am văzut pe toate televiziunile acum. Cum îl cheamă? Care domn de la Cluj? Domnul cu sociologul de la Cluj. Domnul Ducu foarte activ acolo și el la masă, vă rog, stați acolo, pare că el coordonează, el știe să-i așeze la masă, pac, stați acolo și s-au adunat și au făcut un buget. Problema este că domnul Ciolacu pare mai degrabă șef de sală și domnul Ciolacu mai degrabă ospătar. Problema este că domnul Ciolacu, aici e interesant, aici e spectacol, n-a făcut doar un buget, a făcut și niște declarații. A făcut niște declarații superbe. Și aici începe discuția. Și originale, domnule, deci el nu s-a inspirat de realitate. Totul e din imaginația lui. N-a copiat, n-a plagiat. Asta e interesant, că așa din realitate, sigur, poți să gestionezi. Să vezi ce se întâmplă și după aia să comentezi, asta e foarte simplu. Da. Dar să comentezi lucruri care nu s-au întâmplat, asta e măiestrie. Citează-mi din Ciolacu. Avem tăieri de pensii, de salarii, de venituri și nu în ultimul rând disponibilizări. Nu avem investiții majore, zice domnul Ciolacu într-o stare de îngrijorare generală. Fii atent că din greșeală i-au dat discursul lui Ponta. Din guvernarea Boc. Da. I-au dat discursul lui Ponta, ăla vechi. Ăla vechi. Deci asta este... Nu v-ați uitat, n-ați văzut că e hârtia cârtenită? Da. Nu e de la... Nu, domnul, ați citit un discurs mai vechi un pic. Eu că... erau de tot, dar să știți că tăieri de pensii nici atunci nu au fost. Dar așa se zicea. Așa umbla vorba în târg. Deci avem tăieri de pensii, de salarii, de venituri și nu în ultimul rând disponibilizări. Dar imaginație cât cuprinde. Păi da, de unde e? Hai să o luăm pe rând. Deci, tăieri de pensii. Tăierea de pensii, da? Pensiile au crescut. Pensiile au crescut și vor crește și anul ăsta, vor fi indexate cu inflația, nu mai contează. Au crescut. Dar o să crească și anul ăsta, sigur, nu cu 40%, nicăieri în lume, în plină pandemie, nu vine cel. Și trebuie să crească pensiile cu 40%. Nu prea se vine în lume așa, în general, cu această idee. În lumea ceva asta inovată. În care trăim noi, dar cea în care trăiește domnul Marcel Ciolacu, poate. Acolo, altă viață. Acolo unde s-au operat tăieri de pensii. Deci ei continuă să le livreze exact cum fac coronașepticii cu publicul lor, cu clienții lor, continuă să le livreze oamenilor o variantă care nu poate să existe. Deci dacă ar fi fost la guvern, n-ar fi putut să mărească nici ei. Cu 40% ar fi venit, domnule, eu am vrut, dar uite, a venit această criză, această pandemie, nu se poate, ar fi venit cu acest discurs. La fel cum cei care sunt coronașeptici livrează această teză falsă, cum că, domnule, problema nu e atât de mare cu coronavirusul.
Deci nu, nu există așa ceva. Problema asta nu există. Deci e o simplă răceală. Problema deci e la pensii care au fost tăiate. Li se dă, li se livrează o variantă mai convenabilă, o variantă convenabilă, o variantă favorizantă, care nu există. Deci asta face domnul. Și acum zice nu domnul, există, tăiat dar, de pensii. Dar atât de bine sună pentru opoziție. Sună plăcut, sună plăcut. Deci discursul e spectaculos. Da. E un recunoști. Discurs bun pentru da. Opoziție. Da. A, că n-are legătură cu realitatea. Știi că în presă circula o vorbă. M-am uitat la niște televiziuni și văd că a devenit în regulă. Da. Nu lăsa adevărul să strice o știre bună. Dom'le, nu lăsa adevărul să strice un discurs bun. Asta e, că nu e chiar o știre, e un discurs. Păi, ziceam că în presă circula cu varianta știre, da. Poate că e cu discursul. Și aveai acum discursul ăsta, bijuteria asta, oratorică. Și vine un răuvoitor, bă, că un om ceva bun n-ar face. Dom'le, nu e adevărat. Tăieri de salarii și de venituri. Bun, acum hai să vedem că au ieșit în stradă, am văzut polițiști, au ieșit în stradă mai mulți, că sunt supărați. De ce? Că eu aș fi întrebat, când aș fi văzut așa o mulțime de oameni adunată și destul de zgomotoși așa și de enervați cumva de situația în care se află, eu dacă eram domnul Ciolacu, în timp ce eram la masa aceea unde făceam bugetelul cu oamenii aceștia... Făceai bugetelul? Bugetul, că e mai mare. Hai, te rog. Aș fi dat un pic mai tare. Dați-mi un pic o telecomandă, că uite, sunt niște lideri sindicali, sunt niște... Aș fi dat un pic mai tare. Ăia nu reproșeau faptul că le-au fost tăiate salariile, ci reproșeau înghețarea salariilor. Păi asta ce înseamnă? Tăiere. Păi cum să fie? Asta înseamnă că nu mai cresc, nu înseamnă că nu se căscat. Păi dar nu ți-a explicat domnul Budăi că asta înseamnă? Nu, dar eu nu înțeleg de ce insisti că tu de la tine a pornit chestia asta. Da, nici nu mi s-a părut subiect. Poate sunt nebun. Ai insistat cu adevărul. Da. Domnule, la domnul Marcel Ciolacu, adevărul nu corespunde discursul. Crezi, atunci când a scris Lewis Carroll, Alice în țara minunilor, a venit cineva și a spus, păi de asta nu e adevărat. Dar nu s-a întâmplat așa. Dar nu există, e pur vorbitor. Deci asta chiar, nu știu de unde a scos. Nu, domnule, lumea l-a apreciat. Creație artistică, operă artistică. Depinde unde o încadrezi, ce genul... Roman fantastic, discurs fantastic. Discurs... Fantezie. Păi așa e... Artă! Pe picturile alea lui Salvador Dalí, așa au mă piciorușele elefanții. Corect, corect. Artă, viziune artistică asupra vieții. Dadaistă. Dadaistă. Cum a făcut domnul Chirica? Acesta nu este un discurs, aceasta nu este o pipă. Mai știi când plantase domnul Chirica la Iași acolo un monument din care nu înțelegei nimic și zice, dom'le, artă dadaistă. Păi artă dadaistă, era dubios să înțelegem, că îi sunam pe ea. Bă, mi-a zis că e dadaist și lumea înțelege și cu el. Nu-i normal. Așa și aici. Așa și ceva. Fantezie. Literatură. Beletristică. Spectacol. Pentru suflet, nu pentru economie. Da. Foarte bun domnul Marcel Ciolacu. Dar uite că l-ai pomenit pe domnul Ponta. Domnul Ponta, cumva... Asta a fost greșeala mea și face și el de lucru, dar el se retrăsese, parcă nu era. Eu atrageam atenția doar în legătură cu domnul Tăriceanu, că nu s-a retras. N-am auzit să se retragă. Păi da, dar ei fiind siames politic în ultima perioadă, nu putea să se retragă de Tăriceanu. Îl ținea Tăriceanu pe loc. Ai înțeles? Și uite ce face astăzi. Ei purtau același costum în ultima vreme. Unde, doamne iartă, o să pleci dacă ți-a rămas acolo jumătate pe Tăriceanu? Te trage Tăriceanu spre DNA. Tu te duci acasă, după mâneca să altă Tăriceanu spre DNA. Și omul a zis, mă, lasă-o, mă duc la Bustugol acasă, dar nu mai trage de mine. Și i-a lăsat costumul domnului Tăriceanu. L-a lăsat în procentele goale. Ponta se descotorosește de inculpatul Tăriceanu. Pro-România... Reformulat. Cine a scris titlul ăsta? Ăștia de la Actual 24. Ăștia sunt niște nevoie. Nu citiți așa. Aoleu! Nu citiți așa. Aoleu, ce titluri! Ponta se descotorosește de inculpatul Tăriceanu. Cum, mă? Inculpatul Tăriceanu. Ce face de el? Păi, se descotorosește. Ce? Urât, urât. Actual 24. Uitați. Ce cuvinte? De unde ați învățat cuvintele astea, mă? Pro-România... Își separă drumurile politice. Își separă, au viziuni diferite asupra lumii. Au în momentul de față proiecte distincte. Încearcă să construiască în direcții separate. Deci nu merge. Sunt anumite chestiuni ideologice asupra cărora nu au convenit în prezent. Nu că se descotorosește de inculpatul Tăriceanu. Că nu zicem plagiatorul, hoțul intelectual Ponta scapă de expiratul, produsul politic expirat Tăriceanu și bine face că două nimicuri politice împreună fac un mare nimic politic. Nu spui așa ceva, că sună rău, jignești. Și n-are sens. Trebuie să eviți. Nu să spui că s-au unit două partide cu pretenții de guvernare, da, de la doi foști premieri din vremuri de mult apuse, nu foarte de mult apuse, în schimb, un pic apuse. Și n-au reușit să facă 5%. Deși studiu, cine-i dădea, mă, cu 14, cu 15? Păi cine, nu, întotdeauna. Cine, mă, din Somarul, cine da, e? Da, da. Îi dădea, dar aveți foarte mult, nu vă mai auzit, e clar. Nu, Pieleanu, cum se numește? Nu Pieleanu. Nu Avangardul. Nu Avangardul? Nu Avangardul. Nu, făceau ăștia de la Europa FM, cu cine făceau? Cu Avangardul, mă, făceau cu ei la ții. Curs? Eu mai știu. Nu cu curs. Nu, tot timpul ăștia de
făceau sondarea pieței cu cei de la Europa FM, nu știu, mai știu cu cine sunt, că uite, scap acum. Deși cred, sunt tentat să cred că Avangard. Mă rog. Imasu. Zicea Imasu, domnul Ponta, dați bani aiurea, n-ai rost să vă sondezi. Imasu îl dădea pe diacon. 70. Pe Mircea Diaconu îl dădea în turul al doilea la prezidențiale. După aia îl dădea pe domnul Ponta și o să intrați în parlament. Cu 49%. O să faceți nebunie, domnul Ponta. Deci cu cine faceți guvernul, domnul Ponta? Asta e treaba. Păi știu că și dânsul are tot 70%. Nu, 70%, ăsta are 70%, Ponta avea 70%. Pe scurt, Ponta se descotrolosește de inculpatul Tăriceanu pro-România. Să nu mai folosești expresia. Pro-România anunță întreruperea fuziunii cu ALDE. Deci era un timpul fuziunii și Ponta a zis în ultimul moment, în ultima secundă, a zis, opriți, uitați-l pe Tăriceanu. Ca întrebarea, dacă are cineva ceva de spus împotriva acestei fuziuni, să spună acum sau să tacă până Ponta nu... Ponta a ridicat. Eu. Ponta a spus eu. L-a văzut pe ăsta, pe Tăriceanu la DNA. Să-mi iau cele 0,5% și să mă duc acasă. Bun. Acum trebuie să fac niște clarificări. Te rog, chiar vreau să te rog. A spus că domnul Ponta e plagiator pentru că a plagiat. A spus că e hoț intelectual pentru că, na, l-am tratat totuși ca pe un intelectual. Pentru că plagiatul se numește furt intelectual. Da. N-a fost niciun fel de licență, poate, domnule juridic. A spus că domnul Tăriceanu e un produs expirat politic pentru că dacă parlamentul nu te mai cuprinde, nu te mai justifică. Lasă-mă, că a plecat oferul de cer, da. A rămas domnul Hergeu. Da. Te mai trei făcute o lună, mi se pare câteva precize. Și gata. Cred că după aia na, ne înțelegem fără să mai pierd timp de emisiune cu clarificări. Dom'le, dacă poporul te mai vrea, înseamnă că ești un produs expirat. Ce-am făcut, mă? Nu știu, mă, răvadă. Maxim o lună. Nu știu, ai ceva cu domnul... N-am nimic cu domnul, am văzut că acum așa postat pe Facebook. Că, uite, că am apărat și pe aia. Am apărat și pe aia, dar oricine vrea să mă... Haideți, lăsați! Vinerea proces, ți-am zis? Bun, vinerea proces. Dar uite, apropo de proces, un proces de intenție l-a făcut domnul, că trebuie să citim comunicatul și cu asta mă chiar că e spectaculos. E prea frumos ca să nu citesc. E prea frumos ca să fie adevărat. Acceptând și respectând diferențele doctrinare. Ți-a spus, mă, că e pe bază de ideologie. Ei dă la doctrină sau luat. Față de acest titlu derizoriu pus aici în bătaia de joc. De ce a scris că se descotorosește? De ce n-ați explicat? Sunt niște divergențe doctrinare. Acceptând și respectând diferențele doctrinare de viziune între pro-România și ALDE, se vor concentra să reprezinte... Vedeți cum au conceput ei acest... Mi-e rușine de rușinea lor. Se vor concentra să reprezinte cât mai fidel interesul electoratului propriu. Cele două partide își vor continua eforturile și lupta pentru apărarea celor loviți... Care două partide, mă? Că nici împreună nu erau partide. Apărarea celor loviți deopotrivă de criză și de actuala guvernare. Congresul Național Extraordinar. Extraordinar. Al Pro-România va avea loc pe data de 26 februarie, începând cu ora 15. Invitații să rugați să nu, e fără dar, e doar simpla prezență este suficient. Dar ce au zis că trebuie să reprezinte electoratul? Trebuie să reprezinte. Asta nu e o minciună, pentru că, uite, în cazul acestor persoane, electoratul se confundă cu individul. Foarte plăcut. Ei sunt proprii lor electori. Bun. Ce electorat mai au ei? Ei sunt electori. Dom'le, eu mă votez pe mine, mă reprezint. Ei sunt și electorat. Ei sunt și partidul și electoratul. Sunt autosuficienți. Nu au nevoie de voturile voastre. Aș vrea, Răzvan, să luăm așa, să mai respirăm un pic, că prea ne-am agitat, să ne mai calmăm un pic, să urmărim un scandal într-un autobuz, să ne mai liniștim. Asta n-a fost un scandal într-un ce? A fost într-un tico. Un scandal într-un lăstun. Se rupe partidul pro-România. Uriaș în centrul capitalei. Proprietarul unui magazin a alergat după două femei pe care le-a acuzat de furt. Și le-a imobilizat într-un autobuz care pleca din stație. Deci spectacolul ăla. Conflictul s-a terminat la poliție. Hai să vedem ce s-a întâmplat și comentăm după. Și sper că erau decolantate autobuzele. Ia să vedem. Ce s-a întâmplat? I-a furat actele. Da, mă, poliția. Ce l-a furat actele? Ce l-a furat actele? Ce l-a furat actele? Ce a furat? Un autobuz din București a fost din nou scena unui scandal monstru. De această dată, două femei fiind alergate, prinse și imobilizate de proprietarul unui magazin din zona universității, care le-a acuzat că i-au furat mai multe bunuri. În jurul prânzului, două persoane de etnie romă au fost surprinse în timp ce furau dintr-un magazin din zona universitate câteva bunuri. Proprietarul care l-a surprins spune că i-a furat actele și alte bunuri din magazin. Aceste două persoane de care vă spuneam au încercat să se urce într-un mijloc de transport în comun, să plece de la locul faptei, putem spune, însă au fost surprinse de proprietarul magazinului, care le-a ajuns din urmă și a ținut autobuzul pe loc până ce
Poliția a venit să rezolve situația. Scandalul a degenerat și s-a lăsat inclusiv cu lovituri și îmbrânceli între proprietarul magazinului și alte persoane din autobuz. Rămâneți aici! Mă, se plăbim! Da, actele! Ce vorbești? Da, actele! Ce-a furat? Cum adică? Pe cum, doamne, dacă i-a furat, ce înseamnă asta? Hai, actele, imediat! Ce-a furat din magazin? I-a furat actele și toate astea dumneavoastră! În cele din urmă, la fața locului, au ajuns și polițiștii care au calmat spiritele. De ce m-ați lovit? N-a vrut, doamne. Cum adică n-a vrut? Să nu dea, i-am spus să nu dea. Nu cred că... Nu cred că se rezolvă lucrurile cu bătaia. Nu, dar nu. Cum adică îmi dă una peste cap? Întregul scandal s-a terminat la secția de poliție, acolo unde au fost duse toate părțile implicate în conflict. Da, sunt gravidă și ajuns de ea. Gravidă? Ce bani? Nu, haideți să meargă la atelier. Nu. Eu am un atelier și e ușa deschisă. Hai de acolo, priaci. Nu. Nu, veni să-i faci. Da, a furat actele, banii tot. Da, de unde o apucăm? De la furt, nu? Adică nu știu dacă, practic, vine, să ne, nu știu dacă pot să ne pronunțăm. S-a stabilit în vreo instanță? Nu știu. Că a fost furt? De ce vorbești? Furat. În primul rând m-a deranjat că s-a stabilit, în schimb, în instanța, ca instanță reporterul nostru a stabilit că erau de etnie rom. Asta a fost o mare, asta a fost o mare în primul rând să ne dezicem de acest comentariu. Ne dezicem pentru cum că nu contează. Este irelevant. Foarte bine că au fost. Este cât mai multă lume ar trebui să fie. Da. Că după aia când ajungi minoritate, ai locuri speciale peste sunt tot. Beneficii de acolo, din a fi minoritate. Bun, lasă asta, că nu asta contează în viață, ci faptul că omului ăluia i-au fost furate niște acte acolo și el a fost violent. Și doamna a spus, domnule, nu așa se rezolvă. Mi-a plăcut, moralizatoare, ai văzut cum s-a dădea jos din autobuz de față cu instanța, cu poliția, a spus, nu așa se rezolvă, cu violența. Fără violență. Nici cu furtul nu se rezolvă, sau se rezolvă cu furtul? Cu furtul se mai rezolvă. Se mai rezolvă, depinde de răutate. Și știi că, uite, dacă, da, mai ales dacă nu ești prins, da, furtul e foarte bun. Da. Foarte, foarte bun. Exemplu, uite, poți să ții un titlu de doctor, poți să furi un titlu de doctor și nu poți să furi aici. Că, uite, înțelegi și pe oamenii ăștia la un moment dat. Da. Domnul Tăricianu are niște acuzații, urmează să fie stabilite în instanță ca fiind false sau nu. Domnul Ponta iarăși are doctoratul la cunecazuri și alte le pe cap. Păi și femeile astea n-au voie, domnule, să fure și ele... Ce-au furat? Ce-au furat mare lucru. Înțelegi? Știi, așa se pune problema. Da. Și dacă au văzut că furtul este bun și furtul le-a ajutat pe ele, s-a mers mai departe. Da. Dar oricum, ăsta mi se pare un gest rasist, să arestezi oameni care aparțin unei anumite minorități etnice. E posibil să poată să-și construiască de acum înainte apărarea și în felul ăsta. Dacă ar fi furat niște etnici majoritari, ar fi alergat după etnicii majoritari hoți, ar fi oprit autobuzul, ar fi intrat? Nu! Sunt niște întrebări care planează, nu știm, nu putem să știm, nu știm, doar nu punem întrebări. Și noi nu suntem ca președintele AUR, dar nu George Simion sau care să fure numele, domnul Târziu. N-am furat numele... Nu, la vei cu romii. A. Nu suntem nici în acea logică pe care o contrazicem total, potrivit căreia, domne, așa te naști. Știi că dânsul așa a declarat. Da. Și după aia la noi în emisiune a zis că n-a declarat. După și după aia l-am prins cu registrarea. Subiectul, l-am prins cu registrarea. Oricum, foarte urât. Foarte urât. Urât toată lumea. Urât toată lumea, bun. Și ei că au furat, dar și ei că... Dar hai să dăm niște vești extraordinare. Astăzi, înainte să plec, zapam un pic de pompos pe altul. Nu și te-am rugat să nu mai faci asta. Tu mi-ai spus, bă, potolește cu zapatul ăla. Fie la de la asta o să ți se tragă. Da. De la zapat. Ai patima zapatului. Și mă văd, doamnelor și domnilor, stăteam așa și mă văd râzând la Antena 3. Cum eram eu, așa râdeam. Și sigur, e râsul... Și râzi la Antena 3 mult. Bă, e râsul ăla celebru al meu. E deja celebru, trebuie să recunoaștem. Râdeai la Antena 3? Nu, râdeam la Nicușor Daniu. Și au difuzat cei de la Antena 3 momentul. Și căutai acolo? Păi nu, eram aici. Eram aici cu Nicușor. Erai aici? Când și erai de fapt acolo? Și cei de la Antena 3 au preluat momentul acela când îl întrebam pe Nicușor Dan, dați drumul la apă caldă, domnul Nicușor. Și mă trăznește râsul. Băgați apă caldă, domnul Nicușor. De ce? Hai să explicăm gluma, că oamenii tot o difuzează. Deci o dau pe o doamnă foarte necăjită că n-a avut apă caldă și apoi mă dau pe mine când râdeam și îl întreb pe Nicușor Dan, băgați apă caldă, domnul Nicușor, după ce a câștigat alegeri. Eu? Trebuie să explicăm gluma pentru că... Ți-am zis atunci să e sigur, e jignitor pentru cel care nu înțelege gluma faptul că trebuie să explici gluma. Doamnei producător de la Antena 3, care a simțit nevoia în acel colaj să introducă momentul acesta, dând senzația că râdem de nesuferința oamenilor. Haideți să explicăm de ce râdeam eu acolo de fapt și râdeam noi împreună de fapt acolo. Aia, bă, și pe mine râsul tău. Râdeai și tu, ai văzut și tu. Unde râdeam așa pe dinăuntru? Râdeam aici, dar... Am râs discret. Eu zâmbeam doar. Deci, să se consemneze că tu râdeai și eu zâmbeam. O campanie întreagă. Doamna Gabriela Firea a venit și a spus că nu e problema asta cu TV-le. De fapt, problema mare este cu Elcenu care nu ba
bagă apă pe țevi, nu bagă presiune, nu bagă apă, că asta o compromită. Problema e de dușmănie. O dușmănie pe care o face Elcenu și o să vedeți, după ce se termină alegerile, o să dea drumul la păcat. Și atunci eu l-am întrebat în mod ironic, râzând pe Nicușor Dan. Sigur, trebuie să explicăm pentru oamenii care, din punct de vedere intelectual, nu sunt prea reușiți. Se întâmplă, nu are nimeni, nu, nicio vină până la urmă. Așa, de data asta, așa te naști. Bă, aici chiar poți să zici, bă, așa m-am născut, poți să folosești acest argument în favoarea ta. Doamna producător de la Antena 3, care a hotărât să bage în calup momentul acela. Nu sunteți foarte inteligent. Sau sunteți foarte șmec. Nu, bă, eu vă salvez, vă încadrez în ideea domnului, nu sunteți foarte inteligent, ca să nu păreți... Bă. Deci râdeam de doamna Gabriela Firea, care a spus... că Elcenu este că cel care o compromite nebăgând apă pe țevi. Și atunci am întrebat, băgați apă caldă, domnul Nicușor, dați drumul la apă caldă. Asta e sensul glumei ele, care am văzut că circulă și de fiecare dată când vedeți pe unul că difuzează momentul ăla și nu-i dă sensul pe care, sigur, îl vedem cu toții, că e foarte simplu de remarcat sensul acelei glume, să știți că aveți de-a face cu o zonă mai puțin inteligentă a societății. Deci e clar, domnule, acolo nu sunt oameni foarte reușiți din punct de vedere intelectual. Deci clar, treaba, dacă nu sunt în stare să înțeleagă o glumă simplă, dacă nu sunt în stare, sigur că așa se explică, asta e explicația. Îți dai seama că am ajuns în punctul în care alocăm timp în emisiune să le ce am vrut să spunem în această emisiune. Dar nu știu, că plecam de acasă și m-am enervat și am plecat nervos. Ei, ce vreau să mai remarc. Dar pe doamna Gabriela Firea, domnul producător de la emisiunea de la ora 16, care zapa și anii... Dar poate cine vine pe producător, mă? Păi poate eu... au decis realizatori. Sau ei sunt prezentatori. Răzăr, când i-am văzut pe realizatorii mea seara, deci nu, n-am luat nicio de ăștia, nu sunt. Mă gândeam să mă enervez cu ei, mai nu, lasă-i săraci, lasă-i săraci, lasă-i săraci. Să genul ăla de prezentator pe care nu poți să te suferi? Nu, chiar n-am. Niciodată. Am gândit, băi, aici e mâna producătorului. Și m-am gândit, domnule, dar doamna producător, în momentul când o dați cu doamna aceea... Femei sau bărbat? Pă, doamna aceea... Domnul producător, corect. Eu credeam că vorbești cu o persoană. Simțeam că e mâna unei... Nu știu, nu dau seama. Cât de sexist a fost acest demers. Băi, producătorule de la Antena 3 care ai făcut acel... Când o dai pe doamna aceea amărâtă care se plânge de faptul că n-are apă caldă, de ce nu dai dumneavoastră pe doamna Gabriela Firea acum 4 ani când promitea că va înlocui țevile din capitală? Și de ce nu dai pe doamna Gabriela Firea care 4 ani mai târziu la aceste alegeri promite același lucru? De ce nu dai? Că uite, mi se pare mult mai interesant. Adică să dai femeia asta amărâtă cum mânge, domnule, n-am avut apă caldă. Deci trăim ca pe vremea lui Ceaușescu, că e nenorocit. Păi n-am apoi... dat, pentru că ne-am plâns noi destul că n-am avut apă caldă și unii nici apă rece. Și apoi dai pe Gabriela Firea care zice, o să înlocuim țevile, o să luăm fonduri europene 4 ani mai târziu. O să înlocuim țevile, o să dăm fonduri. Dar nu v-ați spus și acum 4 ani ce să faci? Spus, că fac... Vă zic de 4 ani. De ce nu faci? Uite, vă dau o idee. Nu vreau să mă bag în politica voastră editorială, dar poate că v-ar ajuta dacă vă dau. Hai să vedem. Nicușor Dan modernizează rețelele de termoficare, exact ce a promis, uite, ați putea să dați, exact ce a promis în campania electorală. Deci nu a promis după, n-a zis exact ce a promis în campania electorală. Te-ai gândit că poate au simțit nevoie să te promovezi un pic? Au vrut un pic să te difuzezi. Atunci încerc scuze. Așa. Nicușor Dan. Primarul Capitalei Nicușor Dan a transmis un mesaj pe contul său de socializare prin care promite că va începe lucrările la noua rețea de termoficare. Acesta a spus că a purtat discuții cu reprezentanții a 9 firme din domeniul termoficării. Tot el a promis că lucrările se vor face corect și transparent, iar anul acesta bucureștenii se vor putea bucura de câțiva kilometri noi de rețea modernizată. Startul la licitație va începe în curând, iar primii kilometri vor fi plătiți din banii publici. Mi-am propus ca în acest an să definitivăm primii kilometri de rețea din banii proprii ai municipalității. Urmează să demarăm și lucrările finanțate din cele 300 de milioane de euro bani europeni și începem cu zonele cele mai grav afectate. Vreau ca locuitorii capitalei să știe că fac tot ce este posibil pentru a duce la bun sfârșit acest plan, iar procedurile privind licitațiile le vom începe în cel mai scurt timp. La PMB, ușile sunt deschise și vom avea discuții cu reprezentanți din toate domeniile de activitate. Unul dintre obiectivele principale ale noii administrații este să asigurăm transparența activității din primărie, astfel încât cetățenii să știe în orice moment ce se întâmplă cu banii și orașul lor. A scris primarul pe pagina sa de socializare. Rețeaua de termoficare din București a suferit în ultima perioadă numeroase defecțiuni, în urma cărora oamenii nu au avut apă caldă și căldură și la momentul de față foarte mulți locuitori ai capitalei se confruntă cu această problemă. Avariile la rețeaua de termoficare se datorează vechimii care depășește 30 de ani.
Da, iată-l pe Nicu Șordan făcând ce-a promis. Când nu va face ce a promis Nicu Șordan, o să dăm noi imaginile, o să vedeți atunci ce spectacol va fi, o să dăm noi imaginile cu Nicu Șordan când promite, domnule, anul ăsta ne apucăm și înlocuințele și nu știu ce o să face. Dacă nu se apucă să facă, o să venim noi și o să dăm. Mă, dar voi, care erați, uite așa, erați încântați de doamna Firea și o respectați și vorbeați cu ea în timp ce n-aveați apă caldă acasă. O respectați așa, pă, cu apă, apă rece, cum se zice. Da, pauză și mulți ar spune, dar nu pot stoma cu gol. Ne mai calm. Ne liniștim și revenim, liniștim un pic, și facem o încheiere frumoasă, în armonie, pace și prosperitate. Pauză și ne întoarcem. Două săptămâni am semnalat eu un monument în zona ta, Răzvan, în zona Colentina, un monument iscat așa, cred că despre el este vorba, un monument dedicat doamnei Gabriela Firea și așa un abur, așa, așa un abur, ai zice mai degrabă. Abur, fum. Abur, fum. Pentru că nu este fum fără foc. Și fără abur, nu este fum fără abur. Nu este abur fără apă caldă. Asta este, era undeva acolo, era acolo era apă caldă, era un zăcământ de apă caldă. E, acel, care localnicii probabil la acel monument, dacă deja. Nu e altul, s-ar putea să fie acela. Acel monument, uite, arată că imagine, a furnizat acest titlu, un accident neobișnuit în capitală. Straniu. Deci, accidente au mai fost, dar nu au mai fost accidente precum acesta. Hai să vedem. Sectorul 2 al capitalei, intersecția dintre străzile Doamna Ghica și Azuga, acolo a avut loc neobișnuitul accident. O șoferiță intrase cu mașina direct într-o groapă făcută de angajații Termoenergetica pentru o lucrare la rețeaua de termoficare a capitalei. Groapa cu pricina era semnalizată, doar că din cauza aburului care ieșea din ea nu era vizibilă. Din fericire, șoferița nu a fost rănită în urma acestui accident. Aceasta a fost testată cu aparatul alcool test, iar rezultatul a indicat că femeia nu consumase băuturi alcoolice. Compania Termoenergetică a trimis un echipaj la fața locului pentru a ajuta șoferița să-și recupereze mașina căzută în groapa din stradă. Eu am semnalat, exact, am identificat exact monumentul pe care l-am arătat în emisiune și l-am... Confirm. Am trebuie și un om al locului, da, care să-ți confirme. Da, un locuitor. Bun, așa este. Monumentul acela sigur că a produs acest accident. Se poate întâmpla. Dar ai văzut că cei de la Termoenergetica imediat a spus: a, o scoatem imediat, doamnă, nu e o problemă. Doamne, vă scoatem. Ce s-a... Dar concret ce s-a întâmplat, doamnă? A căzut mașina. Păi ce, o scoatem. O scoatem și gata. Motiv să... Ia uite, domnule, câte probleme. Asta este poza pe care am prezentat-o în urmă cu... Deci noi v-am avertizat, cred că o săptămână, noi v-am avertizat, aveți grijă că acolo e un monument care împiedică vizibilitatea corespunzătoare în trafic. Nu v-a interesat, v-ați dus pe acolo. Ce căutați, domnule, pe acolo? Că acolo se construiește un pasaj suprateran inițiat de doamna Firea, spune Nicu Șordan, fără respectarea prevederilor legale, adică se construia în ilegalitate, acum nu știu, n-am verificat. Dar tind să-l cred pe primarul în exercițiu și o să dureze destul de mult, că vezi tu, pentru a continua lucrările e importantă intrarea în legalitate. Există această patima legalității, da, pe care o are Nicu Șordan. Da. Înțelegi? Doamna de înainte nu era atât de fixistă. Era o femeie deschisă la dialog. E cu respectarea prevederilor legale? Nu, doamne, neapărat. Haideți că vedem pe parcurs. Și da și nu. Și, da și nu. Este și nu este. Da. Da. Dar acolo aveți mare grijă, că mai bine nu mai mergeți. Nu mai mergeți doar loc. Nu mai mergeți deloc și cu asta basta. Oricum, unde vă duceți? Oricum, încurcătură mare de tot cu acest... circulă o grămadă... Circulă acest virus. Circulă tot felul de... Trebuie să aveți grijă. În România mai după puțin. Ora 23 circulă virusul. În România mai puțin. În România situația e ceva mai lejeră ca percepție, nu? Adică dacă stăm să ne uităm, românii sunt mai lejeri cu această pandemie, cel puțin în ultima perioadă de timp. În schimb, în Bulgaria lucrurile au devenit din ce în ce mai aspre. S-a severizat situația în Bulgaria. Sunt aspre, dar severe, Radu. Asta ar trebui totuși să punctez, pentru că n-aș vrea să existe o imagine greșită. Unde ai spus? În ce țară? Bulgaria. Și ce contează? Hai să ne uităm ce se întâmplă în Bulgaria. Potrivit oficialilor din cadrul Ministerului Sănătății al Bulgariei, toți cetățenii străini care vor să intre în țară trebuie să prezinte un test de tip PCR cu rezultat negativ la COVID, făcut cu cel mult 72 de ore înainte de a ajunge la graniță. Restricția va fi valabilă în perioada 29 ianuarie-30 aprilie. În acest context, autoritățile au avertizat că cetățenii care nu prezintă documentul medical la vamă vor fi nevoiți să stea în carantină 10 zile. Măsura nu se aplică tuturor străinilor, ci doar celor care intră în Bulgaria cu intenția de a rămâne pe o perioadă nedeterminată. Cei care pot dovedi că doar intenționează să tranziteze țara, precum șoferii de autobuze sau camioane, nu trebuie să se supună acestei reguli. Astfel de restricții
restricții sunt necesare, mai ales din cauza că Bulgaria se află pe ultimul loc în toată Uniunea Europeană la viteza de vaccinare, iar posibilitatea de a atinge imunitatea colectivă în viitorul apropiat este extrem de redusă. Bulgaria tot timpul ne folosește nouă, pentru că în această comparație tot timpul ieșim mai bine. Adică tot nu e foarte bine. De bine, de rău, nu e ca Bulgaria. În schimb, la zona de infrastructură, Bulgaria e un exemplu pentru România. Am vrea noi să fim ca bulgarii. Toată lumea zice. Ai văzut ce centură are Sofia? Ce centură are? Frumos acolo. Ce autostrăzi până și pe câmp se circulă mai bine decât la noi pe autostrăzi. Adică n-ai ce să te... Nu, adică e zona asta, te-am spus, pentru asta și vine prințul Charles. Da. Aici nu e tehnologie, nu se e infrastructură, nu e frumos, mergi pe potecuță cu calul, cu ceva de... Noi am păstrat această zonă arhaică, tradițională, a mersului pe drumuri bătătorite, nu asfaltate. Este o chestie venită din Occidentul decadent asta cu autostrăzi. Nu e normal. E ceva ce am văzut că ministrul transporturilor apreciază la România și încearcă să nu strice. Conservăm autostrăzile pe care le avem. Multă lume la... Mă rog. Dar domnul ministru Drulă al transporturilor a venit Domnul Drulă. Domnul Drulă, dar ce bărbat elegant! Asta vreau să remarc. Dar tu ai văzut ce bărbat elegant? Da, nici nu-mi pasă impecabil, dacă faci... Impecabil. Asta cu autostrăzii fac și bulgari. Dar un bărbat impecabil... Tuns, ras, frumos, proaspăt, frezat. Nu văd în imagini. Mi-a revenit mirosul după COVID, dar tot nu-mi dau seama de nimeni. Acum pare că era și parfumat. Un costum impecabil. Eu am și zis, dom'le, nu o să-l ținem mult, că omul se duce la o cununie civilă, că n-ai altfel cum să te echipezi. Uitați-vă puțin cum stă la mare distanță acolo, la TVR. În bârlogul teverist, pentru că, vedeți, a început să le placă useriștilor la TVR. Ce frumos. Și oamenii de acolo se dau peste cap să fie niște gazde bune, că se schimbă șefia TVR și e le place. Și nu le place, totuși. Dar ce înțelegere de frumoasă! De bine, de rău, uite, da, avem armonie. Un ministru, da. Ai văzut? Că am văzut că și doamna Anca Dragu s-a dus, dar la altă emisiune, tot acolo, foarte bine la TVR. Se tot merge, s-a bătătorit această... A descoperit TVR-ul, USR-ul și USR-ul TVR-ul și iată cu cât respect tratează, s-a îmbrăcat frumos. Deci e spălat, sigur are apă caldă. Se vede că e spălat cu apă caldă, mă. Da, n-arăți. Așa după ce te speli cu apă rece. Și după ce l-a criticat pe domnul Drulă, care a venit în câteva interviuri și a explicat în prima parte a mandatului său că, domnule, mai degrabă trebuie să conservăm autostrăzile pe care deja le avem. Asta e primul rând. Să ne bucurăm de ce avem. La doilea rând, o să facem, dar până în 2030 încolo. Nu acum. Generația asta. Domnul Drulă și-a dat seama, i-a zis cineva mai destoinic în ale vorbirii, domnule, e total anapoda ce faci, nu știu ce doamne altă îmi face, e total greșit. Dar ai încercat să nu mai vorbești? Ai încercat să și taci, că s-ar putea să te ajute. Și domnul Drulă și-a organizat această emisiune la TVR, să mai dăm o dată imaginea aceea emoționantă, unde a făcut niște autostrăzi. A zis, da. A zis, uite, asta și m-am gândit. Bine, domnule. Facem autostrăzi. La cererea publicului. Dacă asta vreți, asta dacă e nebunia se voastră. Dacă dar să vi le asumați, și ați văzut cum că stătea... nu le face pentru el. Da, și a stătea elegant, așa și a desenat niște autostrăzi de bine de rău. Și vi le-a făcut, uitați, autostrăzi. Na, mă, ce mai vreți? Uite, că vreau să-i văd acum și autostrăzi. Pe criticii guvernului. Da. Doamne, că nu face, că poftim autostrăzi. Na, le vezi? S-au făcut, te duce până Moldova încolo. S-au făcut autostrăzi. Acum unde să mai vedem vreți autostrăzi? Ce o să mai spuneți? Ce contraargumente veți mai avea? Că dă prezentabil, e prezentabil. N-ai, aici n-ai ce să... Uite cum arată în primul rând. Și s-a pus și la distanță, că a zis, mă dați un pic mai în spate de autostrăzile astea, că nu vreau să le eclipsez. S-a ținut că de nu parte... se uită nici dracul la autostrăzi când îl ai pe Drulă. S-a ținut departe de autostrăzi, Răzvan. Acolo în imagine cel puțin s-a ținut în spate. N-a căzut în patima autostrăzilor. Eu nu înțeleg de ce n-a fost la 2-3 emisiuni, că el rar arată atât de bine. Da, dacă tot m-am aranjat. Cred că și-a anunțat și-a plăcat. Deci, fă înghesui toate emisiunile posibile. Domnul, dar după 11 noapte nu mai aveți voie să circulați pe stradă. Da. Lasă, domne, că-mi fac adeverință, vreau să mă duc la toate emisiunile, vreau să merg și în relori. Pentru că, uite-te puțin, costum nou-nouț, autostradă nouă, da. freză. Eu l-am mai văzut pe domnul Drulă. Nu era așa. Bine, tot timpul aveai senzația că e proaspăt trezit, însă domnul Drulă, vă dau o cafeluță. Când s-a dus la TVR, cred că ține și de televiziune. Respectul față de istorie, în primul rând. Față de banul public, da. Că nu s-a îmbrăcat așa, el putea să se îmbrace așa și să stea în casă, se bucure doar el. Dar am decis, uite, domnule, mă duc să mă vadă o țară. Imagine întreagă. Impecabilă cu domnul Drulă, care într-un final a decis să facă niște autostrăzi. După le-a care... făcut. Uitați-le! Uitați și autostrăzi frumoase! După care... Alea cu roșu sunt, nu? Da. Ce-a uite, care că poate nu vă dați seama. Puteți să admirați? Aia lângă-i granița, n-aveți treabă, n-a făcut-o Drulă.
pa. Au făcut-o. Uitați-vă, dar are și această privire. Făcut-o rușii cu acordul lui Churchill. Nu, dar s-a dat, tu zici că s-a dat. Nu, s-a dat mai departe să vadă în ansamblu autostrada, să o vezi mai bine. Pentru că e o autostradă mare. Da. Că dacă avea un troson, dacă venea la TVR să prezinte un ciot de autostradă, putea să stea ripit. Dar zic, doamne, nici nu o fă pe asta aici, nu-mi dau seama să se termină. Da. Aveți și TVR, de-aia am mers la TVR meu, pentru că au studiourile. Da. Zis, dar vreau un studio Tudor Vornicu, acolo vreau să... Vreau să prezint, studioul 1 al televiziunii, vreau să prezint, mă dau în spate... Și să se vadă în toată frumusețea ei această autostradă. Uitați-vă bine la ea, că în altă parte nu o mai vedeți. Uite cum se uită așa admirativ. Doamne, mi-a ieșit bine. Ceva a lăsat în urma mea. Cum se uita probabil Constantin Brâncuș la operele sale. S-a dat așa mai departe și i-a plăcut. Nu părea atât de mulțumit Brâncuș. Ca să nu fac o comparație că Brâncuș mai cu Dumnezeu, după care după cele 7 zile a stat, s-a odinit și îi plăcea ce a realizat. Nu știu dacă a fost atât de încântat. Nu știu dacă. De omenire, de pământ, cum era domnul. Poftim, că da. N-ai ce să-i mai faci. Ce să-i mai... Super. Bun, acestea fiind spuse, mergem și spunem bună seara. Ne uităm cu încântare la Tudor Mușat. Bună Tudor seara. Mușat. Bună seara. Suntem pe autostradă, aici suntem bucuroși. Avem, domne, avem autostradă, avem tot ce ne trebuie. Când ai multe proiecte cu care jonglezi, nu cred că ai timp să stai să admiri și să descânți pe fiecare dintre ele. Dacă îmi faci cât un ciotuleț de 500 de metri de să ceva, te bucuri de el. Atunci sigur că te bucuri de el. Și da, Mihai poți revite, mai faci un pas în spate, unul lateral, te mai uiți, mai... Zâmbești, ești încântat, ce Brâncuș, ce altceva, acolo când se lucra din greu, sigur, lasă posteritatea să-ți aprecieze opera și simple. Să se minuneze. Nu lucrurile mici, aș vrea să corectez, lucrurile simple, să învățăm, să ne bucurăm de lucrurile simple. Asta zic, simple, da. Scurte, mă rog, în cazul drumurilor și autostrăzilor. Și dacă zici Mihai Radulescu să ne bucurăm de lucrurile scurte. Nu, lucrurile simple, am rectificat. Simple, dar nu... Simple, da. Da. Tudor, ce se întâmplă scurte de la ora 20? Bineînțeles. Da. Se întâmplă în prima parte a emisiunii ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, lămuriri despre ritmul în care se vaccinează profesorii. Bine, acum nu se mai vaccinează nimeni deocamdată, dar dacă ar fi, cum ar fi și discutăm despre toată această preconizată redeschidere a școlilor de la începutul lui februarie. Între timp, să știți că se culeg date pentru tot felul de curicule, de planuri de învățământ. Zicea un secretar de stat chiar că dacă le-ai pune pe toate cap la cap în funcție de cerințele venite din diverse părți, ai ajunge la vreo 50 ceva de ore pe săptămână. Nu vrem asta, bineînțeles, că și așa e deja prea mult și prea dens. Încercăm să vedem ce s-ar putea simplifica. Dacă putem folosi perioada asta foarte complicată pentru o regândire a școlii românești și ce vrem noi de la ea. Pentru că vorbim de campania de vaccinare, suntem în momentul ăsta exact ca în bancul ăla, cred că vi-l amintiți cu cele două bile din care una se furase, una se stricase. Era și varianta cu una am pierdut-o. Mă rog, cam așa e și campania noastră de vaccinare în acest moment. După ce că e făcută anapoda, după ce că atinge niște obiective destul de greu de depistat, asta pentru că zic autoritățile că ne atingem obiectivele, greu de văzut care sunt alea de fapt, după ce că erau atâtea categorii de esențiali, claie peste grămadă, cu vârstnici, bolnavi și așa mai departe, rezultă că mai e și fraudată campania asta. Ministrul Sănătății însuși a venit să spună lucrurile astea și a ordonat controle. Pare că suntem într-o perioadă de confuzie sau de poate de plătit niște polițe între diversi capi ai acestei operațiuni sau, dacă nu, într-o mișcare politică în care încercăm să criticăm sistemul din care de altfel facem parte, dar fără să ne mânjim prea mult de lucrurile în neregulă de acolo. Discutăm despre toate astea în amănunt în ediția asta. Și la domnul Câmpeanu, vreau să vină în studio? Da, vine în studio. Vreau să văd cămașa domnului Câmpeanu, să verificăm dacă are acea cămașă care l-a consacrat. Tudor Mușat, să aveți o rămâne bună în continuare. Ne revedem mâine de la 18, toate cele bune. Mergem să vedem dacă are cămașa. Da, vedem, verificăm.